Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni un regim termic ridicat, însă pentru prima dată după o perioadă lungă de timp fără precipitații se întrevăd șanse de ploi pe arii extinse în intervalul 15-18 august, la nivelul întregii țări. Reiese din prognoza publicată luni pentru perioada 10-23 august de Administrația Națională de Meteorologie. În Transilvania, regimul termic se va situa peste mediile multianuale ale perioadei, dar mai ales în prima săptămână, când media regională a valorilor maxime va fi de 33-34 de grade, vremea urmând să fie local caniculară în timpul după amiezelor. După 17 august, estimările arată o scădere de temperatură spre maxime în medie în jurul valorii de 30 de grade. Media temperaturilor minime se va situa între 12 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori între 14 și 18 august. Gradul de instabilitate va fi în creștere în interval 15-18 august, când vor fi averse cu caracter local. La munte, pe parcursul intervalului de prognoză, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit, fiind estimate valori maxime medie în jurul valorii de 24 de grade în prima săptămână de prognoză și de 21-22 de grade în a doua săptămână. Minimele termice vor fi în creștere ușoară, de la 12 grade în prima zi a intervalului spre 14-15 grade, urmând să revină la valori în jur de 12 grade după data de 19 august. Instabilitatea atmosferică se va accentua în perioada 14-18 august, astfel că, mai ales în timpul după amiezelor, vor fi averse izolat important cantitativ. În restul intervalului, ploi de scurtă durată vor fi posibile doar pe arii restrânse.